a fost, era un emo kid, da, de tânăr la om. Și s-a dat și el, a început să miroasă la fetele, dar mi-a plăcut că semăna cu mine. Bă, eu am fost înainte. Nu știu, trebuie să caut CD-urile, nu mai știu unde filmurile, ia alea că-mi bag șocul în ea, să mă vezi. Tu pare mirești, mă rog. Avea la față, în față, era super fericită. Aaaa, am reușit să-l păcălesc. Băi, erați îmbrăcați frumos și stăteau mărmurițe aia, colegilor. Mi-mi place că ați făcut în multă de tine. Normal. Dar ăia stătea așa. Mă așteaptă și pe mine, de tine s-a întârziu așa ceva? Făcea, băi. I-a zis ce mamă, că pun mâna pe tot. Făcea ăla. Sunt primul vostru prost! Da, bă, da, da. Ești prostul de ei. Dar am plecat frumos. Oricum îi stătea bine. E așa la mod acum. Acum băi, ai ăștia trei. Băi, eu pare a venit fata Adriana. Cam au ușor că stăi la fel. Bă, fata era fericită. Vine fata, gata, dar tu știi cum m-a tras? Cum? M-a tras în bapul anii, n-am... Cum m-am atras și era un frig. Mamă, ne căcat sunt până de frig. Eu ziceam, bă, vreau și eu să mă rog drum, știi, cu oamă să stau o mântire, nu pot, propria mea cu mine. Și am băut și acolo, suculețele, am mâncat niște fărțecuri, nu știu cu oamă. Tăteam așa, într-o parte, mă uitam, și eu când am semnat, poate imediat să semneze! Brrr! Eu, mamă, da, pic și mâna. Până la urmă, ce pula mea am făcut, bă? Eu mi-a stricat un... de-asta de tigăr. Așa. Și... cred că aia se cacă pe aia. Că i-am dat și ei DVD, cred că se mai uită din când mine la comunie. Bă, eu sunt cam laș. Dar abia la comunia mea m-am uitat și mă căcam pe mine. Foarte zlai. Zicea, mamă, eu ce față și eram și gras. Asta pare mă dată bine cu mine. Și oare, era hotărâtă la tine. Dar mamă, era cu zâmbitoare originală. L-am prostit, bă. Love story al meu din viața mea, de la viața mea. Și era mai gras așa, dar mi-am luat și un costum de la ăsta, bă, m-a dat costum negru de mormântare. Era chiar cum trebuie. Și aveam costum gri. Îmi stătea ca la dracu. Mi-am strâns și o cureau mai tare, că mi-era rușine, aveam ca mai de fihanul ăla, mă, de patron de la... și mi-a chef după evoluție. Că mâncam noaptea. Cum mă sculam așa ca somnambulul, băgam în mine, mâncam noaptea. Și m-am îngreșat, păi m-am apucat de muncă și nici n-am mai muncit o vreme. Aia ținea la mine stanță, e unul care muncește. Aveam eu multe studii, multe cursuri, dar formă. Era fericit. Am zis, bă, bine că e fericită. Și acum am văzut-o pe alta. Bă, dar asta a fost mai precoce ca Adriana. E mai tânără. E fericită. Oare cum s-a făcut mai turnul ei și ea că se schimbă hormonii. Dar ea slăbește. Dar ăla fac corect cu stilor. Și ai dreacu și a bătut de răjoc de el. Ăștia bulangii de jurnaliști. L-a pozat pe băiat și era dezvolt supărat. Ofițerul stării civile era o gădică, de obicei așa, sunt gadici. S
S-a uitat, a zis așa, și cine zice niciodată? Aia era pancheriță, era așa, răzată mișto, mi-a plăcut de foarte. Era cu creastă. În loc ăla să ai pe creastă, te era ăla supărat că făcea mai mișto de el. Bă, tu trebuia să ai creaste și aia să-și facă freză de aia caragagici. Dar acum s-a lăsat și acolo. E femeie în toată fie aia. Și ăla avea oarecum freză de hitlerist. Și i-a dat un nume ciudat la copil, nu zic, dar mi-a plăcut, face cum vreau să-l cheme așa. Ce, interzice vreo lege în România să îl cheme pe copil așa? Și m-am zis, mamă, ce nu mi-a dat la copil. Și eu la următoarea fată ce e cum? Cred că mă iau după ăștia. Păi, te mai inspir și de la alții, știi? Mai invest și de la tineri. Mă gândesc la următoarea fată, că tot fac o fată. Să-i pun un nume de ta. Vrăjitoarea neagră. Ba nu. Văduva neagră. Îți dai să mă cheamă Răzut cu văduva neagră. Nu am să atât de foarte cum Răzut cu văduva neagră. Poate se căsătorește cu ăla. Ăla cât de cât. Las că mă orientez eu în spate. E cu câteva, cu un an, doi mai mari, acum la, era bebruș, împingea pe băiat și are un nume mișto. Nimeni nu vrea să ia Răducul Văduva Neagră. Nu știu cum îi cheamă numele, dar nu mai numele mai bine. Dar trebuie să vină acum băiatul la mine, când e mai... Bună ziua, domnule! Okay, bună ziua! Cum te cheamă? De la Ghici, Ghicitoarea originală. Dacă pe fata dumneavoastră știu că o cheamă Văduva Neagră, cum crezi că mă cheamă pe mine? Și asta ar fi peste vreo 20 ceva de ani. Deci eu sunt mai fiul răscătată și pe mine. Ce mai ce poți să te nu te faci?